Ieri au fost afișate rezultatele obținute de elevii de clasa 8-a la evaluarea națională. Pentru mulți dintre ei, această etapă s-a finalizat cu bine și vor putea să intre la liceul dorit. Au existat însă și elevi care nu au reușit să ia note de trecere. În plus, 351 de elevi nici măcar nu s-au mai prezentat la examene, iar o elevă a fost eliminată pentru că a fost prinsă cu telefonul mobil. Astăzi au fost afișate rezultatele inițiale, înainte de contestații, ale examenului de evaluare națională 2018. În județul Dolj, în această sesiune, s-au prezentat 4.473 de elevi care au obținut următoarele rezultate. Spre deosebire de anul trecut, când am avut 11 medii de 10, anul acesta avem 23 de medii de 10, dar accentuez înainte de contestații, fiind aceste rezultate. Avem 23 de medii de 10, atât în Craiova, elevii au obținut aceste medii, dar și în județ. Și aș vrea să nominalizez școlile de proveniență a acestor elevi cu medii de nota 10. Și aș începe cu județul și avem o medie de 10 la Dăbuleni, o medie de 10 la Băilești, la școala numărul 5, gimnazială numărul 5 Băilești. Restul de medii sunt în Craiova și anume avem 5 medii de 10 la școala gimnazială Mircea Eliade Craiova, 4 medii de 10 Colegiul Național Frații Buzești, o medie de 10 școala numărul 12 Decebal, o medie de 10 școala gimnazială Sfântul Dumitru Craiova, 4 medii de 10 școala gimnazială Traian Craiova, o medie de 10 liceul Colegiul Național Carol I Craiova, 2 medii de 10 școala gimnazială Alexandru Macedonski Craiova, 2 medii de 10 Colegiul Național Ștefan Delovan Craiova și terminăm cu o medie de 10 la școala gimnazială Mihai Viteazul Craiova. Acestea au fost rezultatele cele mai bune ale elevilor noștri. În ceea ce privește procentul de promovabilitate, sunt două școli cu procent de promovabilitate de 100%. Este vorba de școala gimnazială Marin Sorescu Bulzești și școala gimnazială Mircea Eliade Craiova, ambele cu procentul de promovabilitate de 100%. Ca și procent de promovabilitate pe județ, încă o dată rezultate înainte de contestații, acesta este de 68,82%. Făcând o comparație cu procentul de promovabilitate din 2017, în 2017, dar pentru rezultate finale, procentul a fost de 70,11%. Așteptăm să vedem dacă astăzi vor fi depuse contestații și care vor fi rezultatele finale după contestații. Avem și școli cu promovabilitate zero. Sunt patru școli cu astfel de rezultate slabe. Patru școli și la polul opus avem 19 școli din cele 156 de școli de învățământ gimnazial, al căror procent de promovabilitate este peste 90%. 19 școli cu astfel de procent, peste 90%, atât în Craiova, cât și în județ. De asemenea, uitându-ne pe rezultatele acum pe discipline, la limba română, matematică, avem 97 de note de 10 la limba română și 97 de note de 10 la matematică. Da, și așa cum vă spuneam, cele 23 de medii de 10. Imediat după afișarea rezultatelor au fost depuse contestațiile, iar cei care nu au fost mulțumiți de nota inițială vor afla rezultatul contestațiilor sâmbătă pe 23 iunie. Intervalul de rezolvare, de soluționare a acestor contestații 20-22 iunie, pentru ca pe 23 iunie să fie afișate rezultatele finale după contestații ale acestei sesiuni a examenului de evaluare națională.